Domnul să fie lăudat! Amin. Iubiți frați și surori, stimați slujitori, m-am uitat la pasajul acesta, la Apostolul Pavel, cât de important era pentru el ca să înțeleagă slujitorul ce are de făcut. Și a luat trei modele, trei exemple practice, pentru că practica este importantă, în biserică, la sfaturi, la oamenii ne ajută, dar ajungem pe teren unde trebuie să facem ceea ce știm, ceea ce este important pentru noi, pentru că lupta este pe viață și pe moarte. Slujba este atât de importantă pentru noi și lucrarea care o facem, că de aceasta atârnă viața veșnică. S-a uitat apostolul și le-a dat exemplu slujitorilor lui Timotei și cei care vor asculta, patru generații a prins Pavel, a spus: tu, dar copilul meu, uită-te ce ai auzit de la mine, încredințează la oameni de încredere, în stare să învețe pe alții. Pavel, Timotei, oameni de încredere și o a patra generație. Așa merge lucrarea lui Dumnezeu din generație în generație. Și atunci Pavel întâi a vrut să spună lui Timotei și le spune și fraților în această zi: trebuie să fii ca un ostaș. Ce însemnează un ostaș? Mai ales în război. Nu mai ai lângă tine comandanți. Lupta este pe viață și pe moarte. Apar momente în care trebuie să reziști. Apar momente în care trebuie să suferi. Iosif a stat într-o groapă fără apă. A răbdat liniștit. Știți cum a pus numele primului copil? Manase. Uitare. Dumnezeu m-a făcut să uit tot ce am trăit în casa fraților mei, în casa tatălui meu. A uitat tot. Suferă ca un bun ostaș, rezistă, pentru că lupta este foarte puternică. Domnul să-i ajute. Apoi apostolul le spunea despre ostaș că ei nu trebuie să se încurce cu treburile vieții, pentru că trebuie să placă celui ce l-a înscris la oaste. Noi nu predicăm ca să, știu eu, să înveselim poporul sau să atragem privirile poporului sau aprecierile lor. Noi facem lucrarea ca înaintea lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute la aceasta. Trebuie să facem ceea ce ne spune Stăpânul. Ne uităm la Domnul și ce vrea El să facem, aia trebuie să facem. Doamne, ajută-ne la aceasta. Mai departe, Apostolul Pavel s-a uitat la luptători, la sportivi. El spune într-un alt loc în Scriptură că toți aleargă, dar numai unul capătă premiul. Și le spune Pavel: alergați în așa fel ca să căpătați premiul. La jocuri sunt multe rânduieli. Concurenții încearcă să distragă atenția celuilalt, să calce rânduiala. Linia de pornire, traseul pe care aleargă, o grămadă de rânduieli. Dar mai mult decât atât, stimați ascultători, vreau să vă spun, un luptător, un sportiv, se gândește dacă mănâncă un cup de ciocolată sau nu-l mănâncă. Până acolo este concentrarea lui înaintea marii confruntări. Dacă își permite sau nu își permite. Așa trebuie să fie slujitorul, un om al rânduielii. Dacă așa spune Scriptura, așa fac. Doamne ajută! Orice s-ar întâmpla, apar tot felul de compromisuri, apar tot felul de teste pe care le dăm în viața de fiecare zi ca și slujitori. Domnul să-i ajute pe cei patru, să le dea putere, să privească cu atenție. E mai mult decât o confruntare sportivă. E mai mult decât un joc. E mântuirea, e salvarea oamenilor, e ceva cu mare responsabilitate. Dumnezeu să-i ajute. Iar ceea ce este mai important, Pavel le spusese corintenilor, și mereu găsim în scrierile lui imaginea aceasta a plugarului. Iată ce spune el corintenilor: eu am sădit, Apolo a udat,
capitolul 3 din 1 Corinteni, versetul 6, Dumnezeu a făcut să crească, așa că nici cel ce sădește, nici cel ce udă nu sunt nimic, ci Dumnezeu care face să crească. Cel ce sădește și cel ce udă sunt tot una și fiecare își va roa răsplata după osteneala lui. Egalitatea în lucrarea lui Dumnezeu. Nu-mi place când un slujitor se crede mai înalt decât un alt slujitor. Să nu faceți așa ceva. Cel ce l-a chemat pe Pavel, l-a chemat și pe Apollo. Cel ce l-a chemat pe Petru, l-a chemat și pe Pavel. Cine este Pavel? Întreabă el. Cine este Apollo? Niște slujitori a lui Dumnezeu prin care ați crezut și fiecare după puterea dată de Domn. Doamne, dă-le Tu putere! Amin. În finalul acestui pasaj, Pavel spune, noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu, voi sunteți ogorul lui Dumnezeu. De aceea el folosește imaginea plugarului și vreau să le spun celor patru din această zi și celorlalți slujitori care sunt aici, care sunt regulile din agricultură. Plugarul prin credință face lucrarea, dar nu-și permite să facă rabat. 1. Trebuie bine pregătit terenul. Nu seamănă oricum și oriunde, ca să nu muncească degeaba. Investiția este foarte mare. Trebuie să-ți faci partea ta. Pregătirea terenului. 2. Sămânța trebuie să fie verificată și cu certificat de calitate. Cine seamănă sămânță fără certificat de calitate e problema lui. Riscă să investească degeaba. 3. Întreține culturile. Tot așa în lucrarea lui Dumnezeu. O adunare, o congregație, dacă vreți, este ca un ogor. E nevoie să fie bine pregătit terenul. Cu rugăciune, cu post, cu lacrimi, predica cu lacrimi, predica cu exemplu de trăire. Oamenii se uită la ce face predicatorul. Urmărește familia, viața și așa mai departe și apoi și ceea ce spune. Că ceea ce suntem strigă mai tare decât ceea ce spunem că suntem. De aceea este important pregătirea terenului. Apoi să ai întotdeauna sămânță certificată și cea mai bună sămânță și cea mai sigură este cuvântul lui Dumnezeu. Mântuitorul așa a spus, cel ce seamănă cuvântul, da, sămânța este cuvântul lui Dumnezeu, care cade în terenuri diferite. Apoi el trebuie să întrețină culturile. Muncește înainte ca să strângă roadele, credința plugarului. O, cât de mult lucrează oamenii, mă uit la frații care sunt cu solare, cu muncă multă, multă muncă, dar într-o zi se va culege roadele. De aceea îi îmbărbătez pe cei de astăzi și le doresc un drum binecuvântat cu Domnul, un lucru cu râvnă, pentru că într-o zi va veni, așa cum era și cântarea cu Rut, cu spicele acelea culese, va veni și ziua când ne vom bucura împreună cu Domnul nostru. Ne va chema și ne va da binecuvântarea să intrăm în bucuria Stăpânului nostru, numele Lui să fie binecuvântat. Iar în final am rămas uimit, parcă dintr-o dată Pavel lasă și pe ostași, și pe luptători, și pe plugari, și îi spune lui Timotei, și vă spun și eu în această seară, stimați slujitori, modelul, ținta, exemplul, ajutorul este Domnul Iisus, numele Lui să fie binecuvântat. Iată ce spunea profetul Isaia despre cel ce avea să vină, Domnul Iisus, Mesia, cât de atent a fost Fiul lui Dumnezeu. Mi-am notat aici despre robul Domnului. Isaia 50, vă rog să deschideți, o recomand pasajul acesta acestor slujitori din această seară, cei patru diaconi, despre Domnul Iisus, capitolul 50, începem cu versetul 4.
Domnul Dumnezeu mi-a dat o limbă iscusită ca să știu să înviorez cu vorba pe cel doborât de întristare. El îmi trezește în fiecare dimineață, El îmi trezește urechea să ascult cum ascultă niște ucenici. Ucenicii sunt atenți la detaliu. Când meșterul pune lutul pe roată, ucenicul este atent. Când lutul acela s-a prăbușit, înseamnă că pasta este prea moale, mai pune niște nisip și îl frământă din nou. Dacă lutul acela nu se lasă prelucrat și vasul acela nu-și capătă repede forma, înseamnă că este prea consistent, mai pune un pic de apă și iar îl frământă. Asta trebuie să vadă ucenicul. Pentru că nu este o formulă stas, câtă apă, cât nisip, câtă argilă, cum punem, asta trebuie să o simtă ucenicul văzând cum face maestru. L-a trimis Domnul pe Ieremia și a spus, du-te în casa olarului că vreau să-ți dau o lecție. O lecție practică. Și când m-am dus acolo, spune Ieremia, era exact vasul pe roată și n-a reușit. Și olarul l-a luat și l-a frământat din nou, a făcut ceva și a izbutit vasul. Cuvântul, prorocia spune, Domnul Dumnezeu mi-a dat o limbă iscusită ca să știu să înviorez cu vorba pe cel doborât din tristare. El îmi trezește în fiecare dimineață, îmi trezește urechea să ascult cum ascultă niște ucenici. Stimați slujitori, va trebui să stați în fața poporului, să hrăniți poporul. Cu ce îl hrăniți? Slujitorul trebuie să vină după o întâlnire proaspătă cu Domnul. Dimineața să ciulească urechea și să vadă ce îi spune Dumnezeu când citește din Scriptură. Nu te duce nepregătit. Mergi odată, mergi de două ori, dar după aceea devii plafonat și n-ai ce să dai poporului hrană. Răspuns. Sunt în viața de toate zilele unități de măsură convenționale. O să vă spun ceva care e foarte important pentru cei patru în această zi și pentru toți cei care fac o slujbă. De exemplu, este tona kilometru, este o unitate de măsură convențională ca să știe omul când închiriază o basculă de 16 tone sau un taximetru care duce câteva kilograme. E diferență și s-a inventat tona kilometru. Eu vreau să vă spun, poate nu este obositor ceea ce vreau să vă spun, ore om este o unitate de măsură convențională. Adică dacă eu mă plimb o oră, da, am pierdut eu, un om, o oră. Dar dacă eu ies în fața unui popor, am 1000 de oameni în față și bat apa în piu o oră, sunt responsabil de 1000 de ore om, că le-am pierdut. Vreau să înțelegeți această unitate de măsură convențională. Adică când ieși în fața unui popor, 100 de oameni într-o biserică, și n-ai spus nimic, n-ai ucis numai timpul tău de o oră, ci ai luat timpul la 100 de oameni. Responsabilitatea este foarte mare. Răspundem în fața oamenilor și trebuie să venim înaintea oamenilor cu o hrană consistentă din cuvântul lui Dumnezeu. Ca să primim o răsplată, noi trebuie să facem lucrarea lui Dumnezeu și să o facem așa cum El ne cere. De aceea trebuie să vină slujitorul după o întâlnire proaspătă cu cuvântul lui Dumnezeu, în rugăciune, spune mai departe cuvântul, apare aici rezistența soldatului, da? Mi-am dat spatele înaintea celor ce mă loveau, mi-am dat obraji înaintea celor ce îmi smulgeau barba, nu mi-am ascuns fața de ocări și de scuipări. În lucrarea lui Dumnezeu nu este numai aplauze, nu sunt numai aplauze, nu este numai apreciere. Sunt situații în care robul Domnului, slujitorul, trebuie să-și plece fața. Sunt situații în care el trebuie să spună, iertați-mă că am greșit. El trebuie să păstreze echilibru. El trebuie să fie în fața poporului ca un exemplu de umilință, de răbdare, cu fața plecată, întotdeauna gata să ia răspunderea asupra lui. Vă aduceți aminte ce frumos Abigail a spus lui David, eu sunt vinovată, n-am văzut, a luat asupra ei. Dar femeia aceasta i-a atras atenția lui David și a spus, vezi că tu porți războaiele Domnului. Nu te grăbi să verzi sânge, să verzi sânge ca să-ți pară rău. Va veni ziua când Domnul
te va ridica, va împrăștea cu praștia, a spus ea, sufletele vrăjmașilor tăi. Și atunci să-ți pară rău că ai făcut ce ai făcut. Stimați slujitori, sunt momente critice în lucrare, dar trebuie să rezistăm. De aceea, Apostolul Pavel i-a spus lui Timotei și cu asta închei, gândul acesta este minunat. Uită-te la Domnul Iisus. Mai mult decât la plugar, mai mult decât la soldat, mai mult decât la alergătorul de la jocurile de obște, uită-te la Domnul Iisus. Stimați slujitori, dacă nu știți ce să faceți într-o împrejurare, întrebați-vă și spuneți, Doamne, Tu ce ai face în locul meu? Uitați-vă, au venit la Domnul Iisus doi și eu am pățit și asta, într-o biserică au venit două părți și a spus, trebuie să împărțim un pământ. Am adunat comitetul bisericii și am spus, în primul rând, fraților din conducere, le-am spus, nu-i treaba noastră să facem asta. Dar frate, totuși trebuie, hai să facem cumva. Ne-am încălcit, ne-am încurcat ședințe după ședințe, pentru că în final pământul ăla tot nu s-a împărțit. Pentru că trebuia să se facă mai de mult, cheltuielile pentru intrarea în legalitate și a documentelor este mult mai scumpe decât pământul însăși și erau lucruri adunate de ani de zile. Scandaluri, ură, s-a ajuns la ceartă, la bătăi între descendenții din familia aceea, pentru pământ. Domnul Iisus, când a venit la el un om și a spus, spune fratelui meu să împarte moștenirea cu mine, el a spus, nu sunt eu împărțitorul averilor voastre. Nu vă concentrați pe bogăție și pe avere și pe pământ. Viața omului nu stă în bogăția lui. Gândiți-vă la ce ar face Domnul Iisus. Dacă Domnul Iisus n-a împărțit pământul, m-am apucat eu cu comitetul să împart pământul? N-am reușit, nici voi nu veți reuși. De aceea a spus Pavel lui Timotei, adu-ți aminte de Domnul Iisus. Și în orice împrejurare, dragi slujitori, când veți avea probleme, gândiți-vă la Domnul Iisus și faceți ce ar face Domnul Iisus. Și El să vă ajute să vă binecuvinteze. Amin. Amin.